Ministrul Justiției Tudorel Toader arată cu degetul spre Parlamentul României în legătură cu prevederile din legile justiției care au fost declarate neconstituționale de către CCR. Tudorel Toader a declarat miercuri că ministerul a cerut avizul Comisiei de la Veneția în draftul inițial al proiectelor de modificare a legilor justiției și că acesta a fost modificat în Parlament. De la Ministerul Justiției am făcut două proiecte de lege în care am propus modificarea legilor justiției. Am făcut draftul în care urma să se solicite avizul Comisiei de la Veneția. Comisia specială din Parlament a solicitat draftul, l-am dat electronic, tabel la pe lege, a rămas la comisie. Comisia a rupt proiectul în trei, a făcut trei proiecte și mai departe este ceea ce știm. Ce aș spune cu titlul personal este că dintre soluțiile legislative declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională, în cele trei proiecte de legi, niciuna dintre propuneri nu a plecat de la Ministerul Justiției. A declarat Tudor El Toader în cadrul unei conferințe după dezbaterea din Parlamentul European despre statul de drept din România. CCR a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea de organizare judecătorească și din legea privind statutul magistraților. Oficialii Comisiei europene au cerut României să revină asupra unor modificări controversate ale codurilor penale și ale legilor justiției și să țină cont de recomandările experților din Comisia de la Veneția. Ministrul Tudorel Toader s-a întâlnit și astăzi cu reprezentanții Comisiei de la Veneția pentru a discuta despre ce trebuie schimbat în legile justiției.